Eu, salutare oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit de data aceasta cu primul episod din noua mea serie la Dead Island. Nu uitați să apăsați butonașul de like, să strângem cât mai multe pentru acest prim episod din serie și o să-l aleg pe Sambi pentru că e cel mai badass. Puțin caracter bio aici. Ne zice puțin despre el. Oricum, el e tipul cu Who Do You Voodoo Bitch? And any random motherfucker who didn't smack around too bad. My nana, the one who raised me. I wanted to rap. She run the Walsh Interior. We lived in a little shotgun house on Burgundy. From the time I was 10, man, I want to rap. I was into old school freestyle rap. And I'd old be school freestyle. Them battles, bro. But man, bruh. Just couldn't catch a mișto rău jocul. Chiar îmi doream de mult timp să fac o serie, da? M-am prins cu altele. Și cred că să simt moment tu să rupem fâșul acum. Hip-hop. Deci omul ăsta e un fel de Kendrick Lamar. Grammys. Man, I had bitches up to yin yang. And for the first time in my life, I was making money. Shit. I was spending it as quick as I was getting it. I thought I'd made it, you know what I'm saying? That gravy train wasn't there going in. So I did another song. Ah, deci era un fel de one hit wonder. Nothing hit. Nothing fucking hit. Song after song, and ain't nobody give a shit. Been 10 years, man. Yeah, I could still get gigs. But all they want me to do is, who do you voodoo, bitch? I used to play the big casinos in Vegas or Atlanta City. Now it's just Reno or Laughlin. Hopa. Some motherfucking cruise ship. Ah, deci e ultima lui șansă. Pe insula asta acum sunt ceva producători din... de la Hollywood. Ok, ne trezim. Era un intro la început când... nu se simțea bine ăsta și era beat. Bine, nu prea are sens că s-a dus pe scenă la un moment dat și l-a întrerupt, dar nu contează. Sambi e cel mai șmecher, clar. Dacă vreau să mă joc cu cineva, clar mă joc cu Sambi. Grafica e epică, n-ai ce să zici. Totul e epic. Și combatul e șmecher. Practic ne batem cu zombale la greu. Combo-wombo, avem stamina, funcționează foarte mult pe stamina jocul. Aolo, bro, ai vărsat sticla de Jack, pe bune, sincer acum. Chiar în halul ăla. Îți bat joc. Ok, văd că toată lumea doarme. Într-un loc mai bun. Oh, săraci oameni. Ce urât. Mamă, ce s-a întâmplat aici, mâncați aici gura ta. Belt, costă ceva? Costă ceva măcar? Bănuții, vreau bănuții. Iau tot ce se poate. Medkit, dă-l în coa. Acum ceva timp știu că făcuse Bob o serie cu seria asta. Cu jocul ăsta, pardon. Și mi-a plăcut mult și am tot zis că mă apuc și eu de el și n-am mai reușit. Și a fost mișto leanul, rău, rău de tot. Niciodată n-am terminat jocul ăsta și niciodată n-am jucat mai mult de o oră, nu știu de ce. Ok, T pentru flashlight, exact, exact, clasic, frate. Aici e locul flashlight-ului, pe T. Pe T, frate. E perfect. Asta mă cam enervează, dar să sperăm că nu e chiar așa de grav și de des, să nu apare așa des. Cine a stat aici, mă? Un rocker? Un rocker a stat. Ia, în baie găsesc ceva de la babau. Îl găsesc pe la babau, vino încoace. Majoritatea camerelor sunt închise, văd. Clar nu vrem să mergem pe aici. E închis în bagaje. Mi-arată și mie câți bani am sau sal. Așa, nu-i rău, nu-i rău. Mare cațin. Ia uite-mă, nebun.
E top. Ia uite cu blink-blink-urile la el. E un coșmar, ce să... Ce să mai... Ok, oamenii cad de la ferestre. Nimic ciudat. În primul rând, liftul nu poate fi luat, asta e clar. Dar nu vă temeți, mai căutăm. Banii sunt importanți. Mereu sunt importanți banii. Chiar și în timpul apocalipsii zombie. A, da, și este făcut de cei care au făcut și Dying Light, deci au numat o să fie șmecher. Mă, dar liftul, liftul nu merge, liftul. Oh, I see. Am înțeles. Hai. Nu știu dacă merge. A, normal, o să cad. S-au activat frânele. Și cât de cât. Aolo, zombalei, zombalei, zombalei și e activat. Și fac curând și sunt destul de rapizi. Ai avut bulan mare de tot. Dar ar fi în stare să s-arunce după tine. Da. Mă simt destul de bine. Trebuie să plecăm. Cred că se aude un pic cam tare tipul ăsta, dar nu foarte mult. Deci o să umblăm puțin la music volume, nu, la speech. Atât, cred că e de ajuns. Gata. E bine, e bine. Perfect, atât. Trebuie să fug. Corecția asta. Mult sânge pe aici, deci dau târcoale. Umblătorii. Mm-hmm. Nu-i rău, nu-i rău. Învățăm basic-urile din joc. Am un fel de tutorial. Ce n-ai mai făcut? Ai băut bere. Baterii, nebunii. Las că sunt binevenite toate. Facem arme epice. De-abia aștept. A, și să nu uităm că am găsit ceva. Mă, lasă băutura. Stai un pic. Inventar. Equip. Nu merge. Wow, trebuie să am level 3. Pă bune. Pă bune. Cum fac eu rost de level 3? Sunt la level 0. Turn around. Unde e? What? M-au prins, m-au prins. Deci nicio șansă n-am avut. Oh, Doamne. Ei, uite, poți să... Ce mișto. Ce e mișto. Se presupune că ai lootat deja și... Sau? Da, exact. Mamă, tare. Tare de tot. Și unde e? Ah, nicio treabă. God damn it, era în partea opusă. Ce m-au păcălit. Ia, pe obiectiv cum apare pe hartă. Cred că apare opus, nu? Da, da, da. Fugi, fugi, fugi. Da, 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 exact, era în partea opusă. Fugi, fugi, fugi. Gata. Oricum nu trebuie să pierzi timpul cu ei. Acum. Închide ușa. Perfect. What? Nu cred. Ți-ai luat-o? La mușcat? N-am înțeles mare lucru ce s-a întâmplat acolo, dar vreau să-i bat, frate.
Hai, tancule, trezește-te. S-a trezit. Sunt ok, sunt ok, nu m-am transformat în zombie. Da, dă din cap, din cap. Dă-mă din cap. Zombie nu știu engleză. Sper că nu aveți de gând. Oamenii sunt speriați. Giuliane. Nu e panică, bro. Sunteți atât de mulți, dar nu faceți nimic. Îl ajut eu, mă duc eu acum. Îmi place cum toate femeile sunt în costum de baie. Efectiv toate. What the fuck. Da, ocazional cât un bărbat a pus gol. N-am nicio armă. Mă pac cu mâinile goale. Pana aia, iau asta. Ce are, vâsla. Hai. Vă voi proteja eu. Let's go. Probabil să fac misiune secundare, știi? Fac misiune secundare. Și gata. Mamă, ce pumn în gură ți-ai luat. Trezește-te, puii mei. Oh, God. Ok, o să-mi placă jocul ăsta, e clar. Pot să și arunc dacă vreau. Dai, ce se întâmplă? Nu, nu s-a întâmplat nimic. Slăbănogule. Am eu grijă de ei, calmează-te. Cine mai vine? Iată, Sinamoi. Milmoi. Ce zici, bă, Milmoi? Babalitule. Ho, ho, hai că te pricep. Să-mi dai și mie un cuțit. Bravo. Australian, nu? Ai un accent de australian. Ne-am întors. Epic. Epic rău. Astea sunt celelalte caractere. Da, suntem ok. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. Sunt imun. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation by air, by sea, but first you need to get here to me. Băi, ești nebun? De computer. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? Nu poate. Nebunesc ăștia. You there, hello? Hello? God damn it, bro. God damn it. Acțiunea se petrece undeva în Papua Noua Guinee, într-un resort de vacanță. Mi se pare foarte tare. Getting good at this. Upgrade-uri. Am un singur ăsta. Fury. Mamă, mișto. Normal, normal. Doar cu pumnii. Și cum schimb armele? Aș vrea să schimb armele. Dar nu se poate. Ce aveți, mă? Energy drink. Drăguț. Armele la un moment dat se vor strica, știi? Hai să vorbim cu Sinamoi. Voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Merci că m-a salvat. Said you were resistant to whatever this is. Dar de unde n-ai bă știut? Then I found you and I saw the bite marks.
You got no symptoms, but așa, așa se mai întâmplă. Vom mușca Fanny. Fanny-le. But he's our only connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. Ok, mama, vine un monsun de ăsta. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. I hate to ask. Damn, son. Lasă că fac eu misiune. Nu e așa greu. Normal. Good. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room. În camera lui. Mișto tatuaj. Bedes. Are sens. Chiar are sens. Da, deci băieții care au făcut Dying Light au făcut și jocul ăsta. Bineînțeles că le închid ușa, că nu vreau să intre niciun zombalău peste ei. Așa. Ok, stai cu minte. Stai cu minte că e în regulă. Better Broomsting, nici o treabă. Totuși, vreau să mai cresc în level. Asta e ideea. Hopa. Uite, poți să mai iei încă una și să ai în inventar. Când se strică una, folosim pe cealaltă. Deși, sincer, cu o vâslă nu poți să faci mare lucru. Asta e clar. O să mai explorez eu. Probabil chestiile secundare, așa mai puțin importante, o să le fac off-camera, pentru că pare un joc distractiv. Și v-am zis, niciodată nu am jucat mai mult de o oră, pentru că nici nu mai știu de ce, sincer. Ăsta are level 2. Și are o armă în mână. What the fuck, bro? Stai cu minte acolo. Nu, nu e messed up, calmează-te. Ia uite, iteme, frate. Așa, da? Facem și noi prima chestie. Ăsta e mortalău. Sunt câte unii care doar dorm așa. Ok, asta e nou. Perfect. Arată bine. Facem rost de cheia aia dubioasă. Clar n-o să arunc cu vâsla. Se pricepe oricum. Are stamina mare și îmi place. Oh. Și chiar poți să te iei la tântă cu ei. Ia uite ce le face. V-am dat eu voie, mă, să vă ridicați. Ha! Și acum pasta. Get shrecked, pateule. Heavy pipe. Nu-i rău. Bine, nu încerc să-mi prăpădesc inventarul de tot. Mai dă și one shot. Molotov. Pana mea, găsesc chestii interesante și-mi place. Ah, m-am mușcat. Așa, 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 așa. Dă-te jos de pe mine. Știi să nu-ți, fraiere? Știi să nu-ți? La cap. Îl lutez că-i fur banii. Pentru că e foarte smooth combatul. Așa, așa, așa. Să nu-i mai lăsăm să se apropie așa de mult de noi. Wow, epic. Așa. Cred că l-am potolit. Ai o eczemă. Trebuie să te duci la medic. Vadă ce e în regulă cu tine. O grămadă de looting facem pe aici. Ai dă o cola. Sau energizant ce-o fie ăla. Crește viața. Nu-i rău, nu-i rău. Și bănuții buni. Și arma o mai duce. What the fuck? Chiar că what the fuck. E ok, bro? Oh, God.
Ted B. My wife. My dad. Oh, fuck, my own fucking brother. Jesus Christ. What else pare can I do? Mușcat. Why are you looking at me like that? What the fuck do you want from me? I had no choice. N-am zis nimic, să știi. Dubios. Dacă ai nevoie de ajutor, bro. Mersi de cuțit, tu. Nu-i rău. Rusty pipe. Orice e bun în momentul de față, că am pierdut ceva. Aici, înăuntru, trebuie să fie cheia. Ola! Are forța Sambi. Se de merge la sală. Energy drink. N-avem nevoie momentan. Ok. Am înțeles. E ca un fel de Dead by Daylight acolo la indicator. Nu-i rău, nu-i rău. Sigur eu am zombalul aici, că se vede sânge. This ain't right. L-am simțit, să știi. Și trage și în cap, ca să fii sigur. Dar unde e cheia? Aha, uite cheia. Mă întorc la Sinamoi. Acum. Recording. This is Roger Howard on a special assignment on the island of Banui. Banui. I'm investigating illegal logging and clear cutting that's not only damaging, but costing the people of Banui billions. I've been told that my life might be in danger. Trebuie să pleci de acolo. O să vină zombie peste tine. Ha. Eram sigur, frate, că doarme. Cine stă așa? Ce cadavru stă așa? I'm leaving now to meet with an informant who I believe could rip the lid off of this investigation. Găsesc și recordings care mie îmi plac foarte mult, sincer. Ho, ho. Ah, s-a ridicat ăsta. Sunt mulți trăițel. Și cu cuțitul nu știu ce poți să faci. Nu e specialitatea mea. Aoleo. Ha! La cap. Puc cu pumnii doar, dacă am chef. Asta e șmecher la CMB. Bine, mai îți dă câte o scatoalfă din fundul curții, așa. Cât un zumbalău. Dar nu-i bai. Hai, mă. Dai cu minte acolo. Vedeți, imediat se duc naiba itemele. Nu poți fi niciodată prea sigur. O, aveam nevoie de asta. Clar. Ha. Take this. Mirar. Rupe-i fâșul. Deci faza e că de ce sunt camere acolo? OnlyFans? Și alcool. Specialitatea casei. Rusty Pipe, normal că-mi place. Rip. Weak baseball bat. O să iau, că la un moment dat o să cresc și în level, știi? Gata? Ok, tu ești producătorul, am înțeles. Well, have fun. Aici. Am.
Energy drink, stai. Te-ai trezit, prințeso. Damn, trebuie să faci combo la amândouă. Ăștia sunt periculoși, trăițeni. Și mulți, foarte mulți. Așa. Pot să dau și cu pumnii, stai liniștit. Mă pricep și la asta. Nu-i rău, nu-i rău. Și aici... Nu le mai plis niște craniu. Dar uite, sunt o grămadă de iteme. Sunt chiar o grămadă. Hola, stai jos, te rog. Stai jos că miroșea pește. Opa, aici cred că am mai trecut, da, 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 sigur. Sigur am mai trecut. Probabil are... Ce naiba are mai puțin? Are viața mai mare. Dar stamina mai mică, probabil. E posibil. Nu zic nu. Și aici, broomstick, nu mersi. Avem, avem iteme. M-am întors victorios. Dați-mi drumul. Can't wait if those things come. You did it? Yes. Thanks to you. We might all just make it. Am luat ceva XP. Hmm. Și cam asta a fost cu primul episod, fraților, din seria asta. Sper că v-a plăcut. Nu uitați like, comment, share și subscribe și ne vedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune. Pa, pa.